Dragi prieteni, în continuare abordăm un subiect de sezon despre un animal de sezon, și anume porcul. În acest sens am lângă mine un specialist. Bună seara! Îmi pare bine că ați acceptat să stăm de vorbă despre porcul două zile înainte de Ignat. Cum vă cheamă? Deci mă numesc Petronel Coteț și sunt porcolog. Domnul Coteț, sunteți specialist în creșterea porcilor, porcolog. Da? Și studiez și comportamentul lor, și comportamentul porcului, genetic, da? Așa, inginerie, așa, așa. Și așa mai departe. Unde activați ca la Asociația Porcicolă și ei sunt a noștri. Deci, Asociația Porcicolă cum? Și ei sunt a noștri. Adică porcii sunt a noștri, n-au personalitate. A noștri a tuturor. Ai noștri? Da, 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 nu că lipsiți de personalitate. Așa. Nu, nu, porcul are, să știți. Porcul... E o personalitate de porc, cum este. Și pentru ce luptați? Deci luptăm pentru drepturile întrânsece ale lui, prin nașterea lui naturală. Așa. Deci cel când se naște, nu se naște să fie tăiat. De ce putem să protejăm dropchii? De ce putem să protejăm o marmotă, o capră neagră? Un elefant sau un câine vagabond, nu? O balenă. Exact. Și să nu protejăm un animal care este un animal în bătătură la urmă urmei. Până la urmă și care ne face atât bine. Ce să aici mai vorbim? Deci dar eu am impresia că el ne face bine tocmai prin sacrificiul lui. Da, dar de ce să sacrificăm așa repede, oricum și oricât? De ce orice porc, nu știu ce? Dacă putem proteja, de exemplu, cum este această tagmă a porcilor peiorativi. A cui? Porcii peiorativi. Așa mi-a zis domnul învățător. Aia sunt protejați prin lege, prin Constituție. Ce porc peiorativ, domnule? Despre ce vorbești? Care nu e concret. Nu știu ce înseamnă peiorativ. Dar nu e un porc, dar... Domnule, peorativ înseamnă că, ai spus singur, nu e concret, nu e fizic. Asta deci ce fel de porc e? Asta e concret, clar. Asta e clar, asta e fizic, îl vedem, ia uite-l, ia uite-l. Ia sta la mă, sta la mă. Da. Să ne venim la asociația dumneavoastră. Exact. În ce constă lupta pe care o duceți? Care sunt modalitățile de exprimare? Modalitățile sunt mai mult stilistice, artistice și spirituale. Așa. Deci luăm pe porc, când îl prindem în toane bune, el poate citi chiar titlul poveștii. Da? Dar trebuie să-l prinzi. Astăzi nu prea, după cum nu prea, văd că e leneș și se uită așa, oarecum superior la noi. Azi mai curând s-ar uita la o telenovelă, că de multe ori ne uităm și plângem amândoi. La telenovelă, da. Mai curând la asta s-ar uita. De acolo m-am și inspirat dintr-o telenovelă, da? Am făcut un cântec, zic, cu ăsta ocolim toată lumea. Și sensibilizați lumea vis-a-vis de sacrificiu. Și arătăm, uite, eu prin cântec o să arăt că eu n-am putut să tau în viața mea un porc. Nu am ce putut să faceți? Să tau. Să tai. Să tai. Cum să tau? Să tai. A tăia, da? Da, dar la noi în Ardea să zice tau. Plus că tau mai înseamnă și tensiune în rezistența materială. Bine că n-a spus sigma. Bine că n-a spus. Sigma e rezistența porcului. Da, rezistența porcului la tăiere. Cu tensiunea mea. Aha, am înțeles. Am făcut 28 cu 60. Într-adevăr, știți foarte bine teorie. Teorie, stăpâniți foarte bine. Practic teoria. N-am putut să mor. Revenim la... Teoretic, eu morâm în fiecare zi prin felul de a ne purta cu el. Am vrut să-l tau, am luat rudotel, am băgat să bag cuțitul și nu am mai știut de mine. Cum se poate așa ceva? Am adormit. Te-a sensibilizat ideea în sine? Ideea. Și am adormit, m-a sculat dimineața. Dar unde ai adormit? Lângă el. În coteț. În coteț? Da. Și am adormit și când m-am trezit, să știți că nu mâncase toată ciorba. Mi-a lăsat o parte cât să mănc eu. Era și o lingură, domnule, nu știu unde a apărut. Domnule, extraordinar! Asta este grija porcului față de om. Mi-a căzut obrazul. Am mâncat, deși știam că e stricată ciorba, că eu i-am pus-o cu zână înainte. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Cine sapă groapa altuia. Altuia? Domnul, Tony. Mănâncă din ciorba. Și-am mâncat. Excepțional. Am mâncat. Excepțional. Este, într-adevăr, o poveste care, uite, mie mi s-a... Și mie, uitați, pielea găinii. Uite și la mine. Chiar de porc un pic. Deci. Chiar de, uite, da, și lui. Da, uite și el. Și lui s-a făcut sensibil. Pielea de găină. Exact. Extraordinar. Asta e sensibil. E sensibil. Pe cuvântul rău. Nu trageți de urechi, că plânge. Băi, uite-o. Deci, și vă spun, și că m-am trezit și am mâncat. Așa. Dar ce rău mi-a fost. Hai, da. Două zile mi-au era stricată, rău. Era stricată ciorba. Dar să știți că până la urmă enzimele și toate sucurile gastrice mi s-au adaptat. Pot să mănânc orice. Acum îmi dau seama de atunci. Fericirea de a fi porc, da. Dom'le! O să avem nevoie, că intrăm în Uniunea Europeană, vă spun eu, că dacă nu mâncăm noi și ciorba. Bun, hai să încheiem discuția, da. Și să revenim la ce ați început puțin mai devreme. La modul în care vă exprimați și modul în care vreți să vă faceți cunoscută această exact. Platformă. Cântecul, muzica, n-are granițe. Arta în general. Și ați făcut un cântec pentru dedicat porcului? Da, m-am gândit că arta cere sacrificiu. Am zis despre sacrificiul lor, al porcilor, să afle lumea. Ce fel de cântec e? Copiii mei mi-au zis că e un cântec de porc. Deci să ascultăm și noi, doamnelor și domnilor, un cântec de porc. Thank you.
dai tot ce-i bun pe lume, te-ngrași ca să mă poți hrăni. Tu-ți sacrifici fericirea, dorința de a mai trăi. Mănânci sub pizza ce se crește, ți-e greu și știu că-i guița, dar amintirile cu mine îți dau puterea de a lupta. Cât de simpatic dimineața, mă recunosc și grohăiești, privind la știrul din lătură, tu dai din cap și mulțumești. Tentații dulci și mincinoase mă îndeamnă iar să te alerg. Din visarmalele gustoase nu pot nici cum să mi le șterg. Sărmane, porc în România, tu mă ajuți ca să trăiesc. Slănina, toba sau piftia, celor iubiți să dăruiesc. Spiritul tău de sacrificiu mă cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să nu te tai să mai mănânci spanacul ou. Cât de simpatic dimineața, mă recunoști și grohăiești, privind la știrul din lătură, tu dai din cap și mulțumești. Tentații dulci și mincinoase mă-ndeamnă iar să te alerg. Din visarmalele gustoase nu pot nici cum să mi le șterg. Sărmane, porc în România, tu mă ajuți ca să trăiesc. Slănina, toba sau piftia, celor iubiți să dăruiesc. Spiritul tău de sacrificiu mă cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să nu te tai să mai mănânci spanacul ou. Toba sau piftia, celor iubiți să dăruiesc. Spiritul tău de sacrificiu mă cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să nu te tai să mai mănânci spanacul ou.